și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest fier. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Aleluia. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt, acum și în toți vecii vecilor. Amin. Amin. Am venit aici că în cap avem trei mesaje. Era casa zidită pe stâncă, era pilda asemănătorului din Luca 13 și era textul acesta din Numeri, capitolul 21. Nu știam ce să predic, dar cântările și îndemnul chiar și a fratelui, toate au mers înspre, în direcția aceasta, a iertării, a vindecării, a mântuirii și atunci am ales să vorbesc din textul acesta. Vreau să vă spun o noutate, n-am mai fost în Slătinița la biserică niciodată. E prima dată când ajung la biserică în Slătinița. Am fost cu multe treburi aici în Slătinița. Cred că am ofițiat și două acte de cult. La fratele Daniel, lui Daniel, la tine o binecuvântare sau ce a fost în pandemie? Ce v-a fost? Deci am fost la fratele Daniel și am mai fost la celălalt Daniel, la Scurtul, după mireasă odată. Deci când s-a căsătorit o fiică de-a lui cu un băiat din oraș, atunci am fost. În rest, activități de-astea spirituale nu am avut decât pământești. Dar de data aceasta am venit aici, invitat de frață de aici și mă bucur să vă văd și mă bucur și de cei de la Dumitra, de cei de la Unirea și de dumneavoastră din Slăvinița, care simțeți în locul acesta. Am citit acest text din Vechiul Testament, dar o pic de istorie și apoi trecem. Textul acesta ne vorbește despre poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului, cu destinația sigură să ajungă în Canaan. Țara promisă, țara patriarhilor, unde Dumnezeu i-a promis lui Avram și-a încheiat cu Avram legământ. Dacă citiți Geneza 15, legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram când l-a pus să aducă acele dobitoace, să le sacrifice, să le junghe și trebuia să treacă Avram și cu Dumnezeu prin balta de sânge. Între cele două bucăți de animal, numai că nu putea Avram să treacă acolo, a venit un somn adânc peste el. Dumnezeu însuși a trecut pe acolo, a mistuit cerva și Dumnezeu îi face promisiuni la Avram. A zis, Avrame, țara așa-i cum s-a promis-o, ți-o dau, dar sămânța ta va fi robă timp de 400 de ani într-o țară străină. Dar am să o scot de acolo cu mână tare și cu braț puternic. Și a venit vremea când Dumnezeu a scos poporul cu mână tare și braț puternic în urma celor 10 urgii, plăci, care le-a lăsat Dumnezeu peste țara Egiptului. Nu-i simplu plată. Vedeți, dumneavoastră, ce s-a întâmplat în Turcia, în Siria? Nu-i simplu. Nu-i simplu să moară oameni. 10 plăci au fost în țara Egiptului. Și Dumnezeu i-a scos de acolo. I-a trecut Marea Roșie. Fraților, a fost mare. Unii spun că într-o parte, nu știu cât de mică, mică să fi fost, să nu fi fost atât de adâncă, că bănuiesc eu că nu a fost de 50 de metri să poată să escaladeze pe ea. A fost, dar Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie. Și trebuia să ajungă în țara Canaanului. Numai că cu toate că au văzut minunile lui Dumnezeu atât la plecarea lor din Egipt, cât și pe drum, poporul acesta a început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Dumnezeu i-a acordat poporului său atât ocrotirea lui, dar când poporul a fost neascultător, a intervenit și l-a disciplinat.
Și pedeapsa aceasta cu șerpi aceștia înfocați era ca urmare a păcatului lor, a cârtirii, a murmurului, a nemulțumirii pe care au avut-o față de Dumnezeu. Strigând și spunând că s-a săturat de hrană aceasta proastă și în Egipt era mai bună mâncarea și alte condiții. Dumnezeu îngăduie peste ei niște șerpi. Niște șerpi care ieșeau din deșertul acela și îi mușca. Poporul a început să moară pe capete, au apelat la Moise să se roage lui Dumnezeu, s-a rugat Moise și Dumnezeu a dat soluția. Aici sunt trei pași pentru vindecare. Trei pași pentru vindecare. Dar eu o să vorbesc trei pași pentru a primi iertare. Amin. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, cu versetul 14, în felul următor. Căci după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Și Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci Dumnezeu, șarpele înfocat din vechime la care trebuia să privească poporul ca să capete vindecare pentru mușcătura șarpelui, l-a semănat cu ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe crucea din Golgota, a murit pentru vina noastră. Dragi creștini, boala e boală și mor oamenii de multe boli și sunt boli incurabile. Dar cea mai periculoasă boală este păcatul, la care există leac. Există leac, numai că oamenii nu apelează la leacul acesta pe care mulți oameni nu apelează. Și mor oamenii datorită faptului că nu apelează la soluția lui Dumnezeu. Într-o împrejurare îl întreabă pe Domnul Iisus cineva în Evanghelie, învățătorule, sunt mulți cei care sunt pe calea mântuirii. Și Domnul le spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strântă, că largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Dar îngustă e poarta. Strântă-i calea care duce la viață. Și mulți sunt cei ce o află. Frați și surori, cu totul că există soluție pentru păcatul omenirii, omenirea tot rămâne în păcat. Pentru că le place calea lată. Calea lată. Acum vreau să arăt pașii aceștia pentru a primi iertare. În cazul lor vindecare. Primul și primul lucru pe care omul mușcat de șarpe, să știți, mușcătura șarpelui era fatală. Mureau. Nu era leac. Nu aveau ei leac. Deci, ei mureau când îi mușca șarpele. Vreau să spun că pentru păcat nu există decât o singură soluție. Sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Amin, amin. Nu există altă. Aici, ei trebuia să identifice prima dată că o păcătuit. Și ascultați ce spune în versetul 7. Am păcătuit că ți-am vorbit împotriva Domnului și împotriva lui Moise. Ei și-au dat seama de unde li se trage lor boala respectivă. Boala, mușcătura aceasta. Și-au dat seama că au păcătuit. Păcatul, dragi creștini, este o boală. O boală care te duce la moarte. Dacă mor de cancer, dacă mor de infarct sau știu eu ce boală ai murit și ești un om credincios, ești un copil al lui Dumnezeu, mergi acasă la Dumnezeu. Aleluia. Dar dacă mor cu problema nerezolvată, cu păcatul tău care nu-i iertat, care nu l-ai adus la crucea din Golgota ca sângele Domnului Iisus să-l ispășească, mergi în iad, în iazul de foc, așa cum arată Scriptura. Deci prima dată trebuia să conștientizeze omul. Să conștientizeze că l-a mușcat șarpele. Că a păcătuit. Noi trebuie să fim conștienți de adevărul acesta
frați și surori, dragi prieteni, trăim în lumea aceasta plină de păcat, în lumea aceasta în care suntem expuși ispitelor, tentațiilor păcătoase în tot momentul și oamenii păcătuiesc. Pentru unii păcatul e un mod de viață, pentru oamenii din lume. Pentru copiii lui Dumnezeu care s-au întors la Dumnezeu, păcatul e accidental, un accident în viață, nu un mod de viață. Că dacă e un mod de viață, atunci e bai. E în mod accidental, a căzut omul, îi pare rău, să căiește înaintea lui Dumnezeu, strigă după îndurarea lui Dumnezeu. Pe când pentru oamenii din lume, păcatul e un mod de viață. Le place să bălăcesc în păcatul acesta și trăiesc, că le place păcatul, îl beau ca apa. Scriptura ne spune în Romani 3:23 căci toți au păcătuit, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii. Acolo în capitolul 2 apostolul Pavel ne arată din Romani că atât iudeii cât și neamul sunt la fel. O păcătuit și unul și altul. Unii au păcătuit cu legea, au avut legea și au călcat-o. Alții au păcătuit fără lege. Fără lege. Dar legea lui Dumnezeu e scrisă în conștiința fiecărui om. În cugetul lui, de aceea spune Pavel că nu se pot dezvinovăți. Se spune că nu știu. Pentru că noțiunea binelui și răului o ai de la... De când ai început să judeci, să gândești în mintea ta, știi că nu-i bine să dai în cap, știi că nu-i bine să furi, să înjuri, să curvești, fără să știi de o lege, fără să-ți fi spus nimeni de așa ceva. Îți dai seama că lucrurile acestea sunt păcat. Numai, dragi creștini, foarte mulți oameni nu realizează adevărul acesta că sunt păcătoși. Sau cel puțin spune, da, am, dar nu sunt atât de mari. Nu sunt atât de mari. În tinerețea mea am urmat și la Oastea Domnului. Oastea Domnului era o grupare religioasă în cadrul Bisericii Ortodoxe. Și i-a dat o carte, cele două duhuri scrise de Iosif Trifa. Era vorba de Duhul Sfânt care l-a primit la Rusali. Era acolo chiar o poză cum stăteau cu mâinile ridicate în sus, ucenicii, și s-a coborât Duhul Sfânt în limbi de foc peste ei. Iar celălalt duh era Duhul Diavolului. Și era o sticlă de alcool pe care încerca să o prindă în mâini. Și acolo era multe istorioare cu privire la alcool. Era așa cea poezie, vai te mir cu câtă trudă să câștigi azi un ban, dar cu câtă ușurință merge în mâna lui Satan. 6 zile în săptămână, bietul om s-a ostenit, iar duminica la crâșmă, el pe toți i-a cheltuit. Casa lui este în ruină, lângă ea cresc bălării. Iată cum apar în zdrență și sărmanii lui copii. Pâinea astăzi le lipsește și nimic n-au ce mânca. Însă tatăl lor la crâșmă, bănișorii, toți îi bea. Bea creștine, zice dracu, că doar banii tăi bei. Ai muncit și ai tot dreptul, faci putere și tot ce vrei. Și poezia mai lungă. Îi arătam toate imaginile acelea la un apropiat din cadrul familiei. Și când i le-am arătat, s-a uitat. Și el era în cauză că eu am vrut să-l trezesc în ceacul. Și da, măi, ce știu, am un coleg de lucru. Acum, zice, am un coleg de lucru și care e așa. Și care ești pe bani, care așa, dar omul pe bani, știi, el avea 6 copii și vine acasă, lefter, că patimele el duceau, dar eu spun, am un coleg de lucru. Și spunea, nu știa pe cine, dar eu, și zic, mi-au stă, o, încă de și încă de când, eu știam că era de acasă, când e om de acasă, îl cunoști foarte bine. Dragi creștini, vedem păcatul în viața noastră, dar cel că nu e atât de grav, îl vedem la altul, în o gradă altuia pe mai mare. Biblia vorbește că orice nelegiuire este păcat. Este păcat. Și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească păcatul, care e o lucrare a diavolului. O venit în lumea noastră, Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fii conștient de adevărul acesta, că ești un păcătos, că ai nevoie de iertare, de salvarea lui Iisus Hristos.
Citesc din Romani să vedeți dumneavoastră cum oamenii, zice Sfântul Apostol Pavel, oamenii cum au ajuns de decăzuți, societatea zilelor lui, dar orea zilelor noastre, care am evoluat și în ce privește păcatul cu mult mai mult decât atunci. Nu mai au oamenii frică de Dumnezeu și societatea e plină de păcat și de fără de lege. Romani, capitolul 1, voi citi doar cu versetul, începând de la versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, adică oamenii. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de răle, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Totuși ei, nu numai că le fac, dar și că să se depun pe cei ce le fac. Și în multe pasaje din Scriptură e trecută starea de păcat în care zac oamenii. Și eu stau în starea aceasta de păcat. Dar vreau să vă spun, dragi creștini, nu trebuie să ai 1000 de păcate. Un singur păcat te poate despărți de Dumnezeu, egal care e acela. Nu trebuie să ai toată mulțimea aceasta de păcate pe care le numără Biblia. Un singur păcat, dacă nu te lași de el, dacă nu mărturisești înaintea lui Dumnezeu, păcatul acela te duce la moarte. Trebuie să te conștientizezi ca evreul acolo în pustie. Trebuia să-și dea seama că e păcătuit și ca să capete vindecare, omul acesta trebuia să realizeze faptul că pe el l-a mușcat șarpele. Trebuie să fii conștient de păcatul care este în viața ta. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să te facă conștient în seara că ai păcătuit și că ești un păcătos și ai nevoie de milă și de îndurare lui Dumnezeu. Dragi creștini, al doilea pas pe care evreul care deci vrea să capete vindecare și noi care vrem să căpătăm iertare, era să accepte soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu, după ce eu recunoscut că o greșit, că o păcătuit, eu spun la Moise, Moise s-a rugat și Dumnezeu i-a dat soluția. O să facă un șarpe de aram înfocat, ca și șerpii care ai mușcat, să-l atârne pe o prăjină înaltă, ca fiecare să-l vadă din orice poziție, din orice poziție. Tabăra lui Israel era alcătuită de așa natură încât fiecare putea să vadă, deci din poziția în care se afla, să vadă acel șarpe de aram. Să-l vadă acolo. Deci asta era soluția lui Dumnezeu. Dacă ei n-ar fi vrut să accepte soluția lui Dumnezeu, nu era altă soluție, dragi creștini. Nu avea o singură soluție li s-o dat. O singură soluție li s-o dat. Cum și nouă ni se dă o singură soluție. Spune Sfântul Apostol Petru în capitolul 4 din Fapte că nimeni altul nu este mântuire. Că nu s-o dat sub cerul un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. El este singura salvare în universul acesta. Nu sunt nici sfinți, nu sunt nici îngeri, nu-i nici Fecioara Maria, nu-i nimeni decât Domnul Iisus Hristos, pentru că El a murit pentru păcatele noastre. Și în epistola pe care o scrie lui Timotei, în capitolul 2 din prima epistolă, spune că nu există un alt mijlocitor, un intermediar între om și Dumnezeu, decât Domnul Iisus Hristos. A lui să fie slavă în veci. Frați și surori, asta e soluția lui Dumnezeu. Soluția pentru ei era să privească la șarpele acela
și când priveau, puteau să fie vindecat. Nu trebuie să privească altul. Poate el, când l-a înțepat, s-a aruncat la pământ, nu știu cât îl durea. Nu! Nu putea să privească nici mama, nici tata, nici fratele, nici bunicul. El trebuia să privească. Amin. Mântuirea e personală. Amin. Mântuirea e personală. Nu e transmisibilă. Nu altcineva poate să ți-o dea. Singurul care ți-o dă e Dumnezeu. Numele Lui. Frați și surori, aici este marea greșeală a multora. Marea greșeală a multor oameni că își cred că cineva poate să le ofere mântuirea prin a plăti, prin a da bani, prin a face alte și alte penitențe. Mântuirea doar este în numele Domnului Iisus Hristos. El este singura persoană. Amin. Și El o dă sub forma aceasta. Scriptura spune cum o dă. Trebuie să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să te pocăiești și să te botezi. Scriptura vorbește în Evanghelia după Marcu, în Evanghelia după Matei, la finalul Evanghelilor, Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, o zis, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, vestiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza. Nu se va boteza și apoi va crede. Trebuie luate la rând, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Asta e porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu. Dragi creștini, toți acei care recunosc că păcatul roade în viața lor, își dau seama de gravitatea păcatului, nu stau nepăsători, aleargă la Dumnezeu. Aveam aproximativ 18 ani când cartea aceasta, Biblia, a ajuns în casa noastră. Tata era miner la Baia Borșa. Lucra acolo la mine și cineva nu mai a avut ce bea. O frate de-a lui tata, că beau împreună ei. Și-a zis, băi, oare azi îți dau o carte, băi. Ce carte? Bă, carte sfântă. Bă, tata, ce să fac? Eu nu prea știu să citesc. E tare rău, mă, descurc cu cititul. Băi, bune, dacă nu știi, o pui sub cap, ai visuri frumoase și e foarte bun. Tata, o credut în superstiția asta. O zis, dar cât costă? Păi 50 lei. Păi da, 50 lei. Și ea nu a citit, a pus-o sub cap. Dar pe un miner, când vine de la muncă, mai vremea aceea dormea oricum. Și că nu avea visuri, că deci era, o muncit mult, o muncit mult. Și m-a dus-o acasă, zic, băi, m-a dus-o în cap, de ce sfântă mi-i lege. A început mama să o citească, după vreo 2 sau 3 ani, m-a lăsat-o acolo, mai citit din când în când, era numai Noul Testament. Am început într-o vacanță, eram la școală la Bistrița, am început într-o vacanță să citesc. O vacanță de iarnă. Când am citit și am citit și am citit, extraordinar. Extraordinar. Când am văzut ce cere Dumnezeu. Când m-am văzut pe mine în oglinda aceasta. Am strigat ca Isaia, vai de mine, sunt pierdut. Am alergat la preotul din sat. Și am zis, Domn Părinte, e bună cartea asta. Uimit, așa omul și, da, s-a uitat, era ca așa lui. Zice, da, e aceeași traducere ca a mea, ca la Galatiu. Zice, da, e bun, e bun. De ce? Păi uite ce spune aici și cum trăim, cum trăim noi, eu și cu oamenii din satul ăsta. Zice, băi, băi, nu poți să trăiești ce spune cartea asta, numai undeva la mănăstire. Domnul Părinte, dar la mănăstire mă duc dacă trebuie asta. Îmi vine... Anul următor mi-am făcut cerere, m-am dus la armată, la 19 ani și câteva luni, eram militar în termen, am gătat armata, am venit în armată, la 21 de ani eram călugăr la mănăstirea Rohia. Rohia e lângă Târgul Lăpuș, acolo, dar nu știți, de Constantin și Elena, am mers pe 21 mai, am stat acolo până la finele anului, dar n-am găsit liniștea și pacea sufletească. Nu intru în detalii la chestia asta, dar vreau să spun, am fost interesat
când m-am confruntat cu adevărul acesta, că sunt un păcătos și am nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Aleluia. Dragi creștini, asta e marea realitate, că oamenii sunt păcătoși, dar nu stau seama de păcatul lor sau de gravitatea păcatului și că unde îi duce păcatul. Și chiar care își dau, nu vreau să accepte soluția lui Dumnezeu. Și cum să împărăsesc eu o religie? Cum să mă fac de rușine în familie? Ce-or zice prietenii mei? Ce-or zice neamurile? Ce-or zice cunoștințele mele? Ce va zice șeful meu la lucru? Ce va zice profesorul la școală? Râd toți de mine. Domnul Iisus Hristos spunea într-o împrejurare că orice cine nu se leapă de sine și să-și ia crucea, adică o cara, și să vină după mine, nu este vrednic de mine. Frați și surori, dragi creștini, pentru Hristos, pentru a-L urma pe Hristos, poate va trebui să fii scuipat, să fii poate chiar bătut, nedreptățit la servicii, într-o parte, în alta, ridiculizat, te vor arăta cu degetul. Dar Domnul Iisus a spus, orice cine se va rușina de Fiul omului aici, în lumea aceasta, se va rușina și El înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Dar orice cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Dragi creștini, în momentul când realizez și când accept soluția lui Dumnezeu, când accept soluția lui Dumnezeu și următorul pas e să-L primești pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Aici Scriptura spune să privească. Trebuie nu doar ca cer, să spune Moise, asta e soluția. Trebuie tu să privești acolo. Când îl primești pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitorul tău personal, ești un om fericit. Ești un om care se împlinește psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de cel căruia nu ține Domnul seama de legea și nu căruia nu este vicleșug. Și strângi de bucurie că ești cel mai fericit om, pentru că ești liber, ești liber de păcat. Cea mai mare robie e robia păcatului care există în lumea aceasta. Și atâția oameni sunt robiți de păcat. Sunt robiți tineri de pornografie și nu numai tineri. Sunt robiți oameni de alcool, sunt robiți de droguri, sunt robiți de tutun, sunt robiți de atâtea lucruri, de înjurături, de curvie, de toate păcatele murdare. E o robie, unii ține diavolul. Dar a venit unul în lumea noastră care a spus, dacă Fiul vă face slobos, pe Fiul poate face slobos. Cel care ne poate face slobos e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a biruit moartea, a dus la lumină viața și ne putrezirea prin Evanghelie, prin cartea aceasta, prin Evanghelie, prin vestea cea bună, a venit în lumea noastră viața și ne putrezirea. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și Scriptura spune despre oamenii pătimași, dar care sunt eliberați de Dumnezeu. Ascultați ce cuvinte frumoase, frați și surori, în Corinteni, în capitolul 1 Corinteni, capitolul 9, ascultați ce spune Scriptura în sensul acesta. Capitolul 6. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici balahi, nici sodomiți, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 11, aici e frumusețea. Și așa erați unii din voi. Ai și tu șansa în seara aceasta. Poate ești un bețiș, poate ești un curvar, poate înjuri, poate ai toată grozăvia păcatului în viața ta. Și așa ai dat unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți de prihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Slăviți să fie numele Domnului. Ne-o sfințit cineva, ne-o spălat cineva, ne-o spălat cineva. N-am făcut nimic, am
crezut în El și mi-am întors cu pocăință la El. Și El ne spune complătit pe crucea din Golgota, vina păcatelor noastre. Noi trebuie doar să credem și să acceptăm soluția lui Dumnezeu prin pocăință și prin botez și să venim la El. Numele Domnului să fie binecuvântat. Dragi creștini, care ascultați Evanghelia, atâția oameni am cunoscut eliberați de Dumnezeu. Atâția oameni am cunoscut pe care Dumnezeu i-a sfințit. În Efeseni, capitolul 2, spune Scriptura, voi erați morți în greșale și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea și după Domnul puterii Duhului, care lucrează și acum în fiinea puterii. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în mare, aleluia, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșalele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Dacă să fie slava în vecii vecilor. Și Pavel continuă și spune că altă dată eram străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără drept de cetățenie în Israel. Dar astăzi suntem oameni din casa lui, cetățeni și moștenitori împreună cu sfinții. N-ai vrea să fii și tu un cetățean cu sfinții, ca la finalul vieții pe pământul acesta să moștenești împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o. Două lucruri veți auzi în ziua judecății. Unora le va spune, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Iar altora le va spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic, care v-a pregătit diavolului și îngerilor lui. Ce vrei să auzi în ziua aceea? Vino sau pleacă? Du-te! Vor fi groasnice cuvintele, pleacă! Vei fi pierdut pentru vecii vecilor. În seara aceasta Iisus stă în fața ta. Iubirea tânără, hotărârea pe care te întoarce cu pocăință la Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de fiecare. În seara aceasta prezenți în locul acesta. Doamne, Dumnezeu, ne lucrează în fiecare zi. Că pot să lucrezi. Vreau să închei, dragi creștini, timpul e dus. Și nu vreau să răpesc răbdarea voastră, să vă obosesc cu cuvintele acestea. Probabil că voi veni și altă dată, dacă Dumnezeu ne va ține în viață. Dar vreau să vă spun că veșnicia noastră atârnă de modul cum ne-am raportat la Dumnezeu. Dacă am acceptat soluția lui Dumnezeu. Dacă l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții noastre. Și dacă rămânem în mântuirea aceasta, dacă călătorim împreună cu El. Este Iisus, Domnul vieții tale. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 12, spune că cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Ai tu pe Fiul lui Dumnezeu? Poate ai multe bogății. Vă spun o întâmplare, am citit-o și eu. Nu știu, nu o cunosc doar din, numai din citire. Se spune că undeva la mare era un barcagiu care mai plimba pe cei care veneau și scotea cu barca în larg să vadă marea. În discuțiile cu unul dintre clienții pe care l-a dus, clientul era un om și citit și un om bogat. A început să-l întrebe de cât timp e acolo, dacă știe vreo limbă străină, l-a spus, nu știu. Cum în secolul ăsta nu știu o limbă străină? M-a întrebat de anumite cărți din clasici dacă o citit. N-am citit. Dar ce știi să faci? Păi nu știu decât să dau din vâslele astea aici. Ești un om pierdut. Ești un om pierdut. Nu mai călătorit mult și a început să se bată un pic de vânt și barca să se miște. Și domnul care era acolo a zis, băiete, ce faci? O zis, domnule, știi să noți? Nu știu. Aici pe mare, dacă nu știi, ești pierdut. Ești pierdut. Poți să ai diplome cât de vei avea.
poți să fii oricât de bogat, poți să ai de toate, poți să ai cunoștință de tot ce e în lumea asta, dacă nu știi să nu-ți mori. Frate și surori, așa este calea credinței. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață. Ai tu pe Fiul lui Dumnezeu, e Domnul și Mântuitorul tău. Ai o relație cu El? Sau e străin pentru tine? Doamne, ai milă de fiecare. Nu pleca în seara aceasta de aici. Să nu-L primește Iisus ca Domnul. O rugăciune simplă, Zacheu, nu știu, rugăciuni sofisticate. O spus Iisus, Fiul lui David, ajută-L de mine, ajută-L. Și-o zis, ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea, capătă-ți vederea, credința ta în Iisus. Să dai Domnul solze care sunt pe ochii unora și nu văd Evanghelia, nu văd lumina Evanghelia. În Corinteni spune, dacă Evanghelia aceasta este acoperită, este acoperită pentru cei a căror minte întunecată a orbit-o Dumnezeul viacului acesta, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, care este chipul slavei lui Hristos. Dumnezeu să facă ca fiecare din locul acesta să înțeleagă Evanghelia, să înțeleagă că suntem păcătoși fiecare, dar sunt păcătoși care sunt dependenți de păcat, trăiesc acolo în mocirile aceea a păcatului. Păcatul e un mod de viață. Și sunt păcătoși iertați, mântuiți. Vor cădea accidental, le pare rău și plâng și strigă după îndurarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e acela care ne-o dăruiește. Nu știu, în seara aceasta, poate ai venit aici și poate n-ai o relație bună cu Dumnezeu. Poate cândva ai fost un copil al lui Dumnezeu, ai spus un da, ai ridicat o mână, poate chiar ai încheiat un legământ, dar te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în seara aceasta vrea să-ți dăruiască iertare. Vrea să-ți dă rămâne, să te ridici, să te pună din nou pentru lucrul acesta. Doamne, lucrează! Lucrează, Doamne, în inimile care sunt prezente aici. Vrem, Doamne, Dumnezeu, să vedem minunea, salvării, ai iertării, ai iertării. Lucrează, Doamne, Dumnezeu, în fiecare inimă. Nu uitați! Asta contează, dacă l-ai pe Fiul lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor. Dacă-L cunoști tu pe El, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai spus. Asta e viața veșnică. Și Evanghelia ne îmbie această viață veșnică. Nu refuzați. Nu refuzați. Nu ești atât de păcătos ca Dumnezeu să nu te poată ierta orice păcat. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere toate păcatele. Era mai mare levane și o altă dată. Zacheu era ultima lui șansă, Domnul se îndrepta spre Ierusalim și urma să fie crucificat. Dar o auzit Zacheu, la vamă, câte afaceri v-a fi făcut el, nu știm viața, dar prin meseria lor, vameșe, sunt oameni corupți. Și-o vrut să-L vadă și el pe Iisus. O vrut să-L vadă și el pe Iisus și s-a urcat într-un dud. Și când trecea Iisus pe acolo, nu știu dacă s-a întâlnit vreodată, dar nu cred, nu ne arată Scriptura. Dar Domnul știa în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, spune că El cunoștea gândurile care sunt în mintea oamenilor. Nu avea nevoie ca cineva să-i facă vreo mărturisire despre un om, pentru că El vedea ce e în om. El cunoaște gândul tău, viața ta, atitudinile tale, starea ta, ți-o cunoaște, nu te poți ascunde. De ochii Lui nu ne putem ascunde. Pentru El întunericul, spune Scriptura, în Psalm, că este ca ziua în amiaza mare. Nu este întuneric, întunericul pentru El. Dumnezeu îți cunoaște viața ta și în locul nostru pe Zacheu. Zice, Zacheu, dă-te jos. Astăzi vreau să intru în casă ta. S-o dat jos. Și Iisus și-a schimbat cursul drumului, nu a mers înainte, ci probabil la casa acestui Zacheu s-a dus acolo. Mulțimea care îl urma a vrut să vadă. Înăuntru au mai intrat și alți vameși și începeau să cârtească oamenii. Și-a spus, o intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu spune,
conceput, el statut înaintea Domnului. Și au zis, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau un părinte. Oh, jumate din averea mea, un pat și-l dau săraților. Oh, și Domnul a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Că și el este un fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru astfel de oameni vine Fiul lui Dumnezeu ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Domnul să lucreze în viețile tuturora și să-l capete cu toți mântuirea și salvarea prin Domnul Iisus Hristos. Singura șansă și soluție este El. Amen. Domnul să-i mine.